Nu ajungi să te îndrăgostești de cineva care nu este disponibil emoțional. Dacă celălalt nu este disponibil emoțional, înseamnă că este într-o altă relație reală sau în mintea sa. Și atunci tu, de fapt, nu ești îndrăgostit de acel om cu adevărat, pentru că el nu este prezent cu tine. Ești mai degrabă îndrăgostit de faptul de a nu fi iubit, pentru că aceea este zona ta cunoscută. Îți este familiar să nu fii iubit și atunci te-ai îndrăgostit de această stare pentru că așa te simți în siguranță. Măcar zona aceasta o cunosc. Această stare îți este așa cunoscută, deoarece ai fost profund rănit în copilărie. Ca să începi să recunoști acest fapt, îți propun să stai cu întrebarea: care parte din mine consideră că este normal și mă va menține să rămân atașat energetic de cineva care nu mă va prioritiza niciodată? Cu această întrebare începe, de fapt, călătoria vindecării tale, în care te hotărăști să tratezi cauzele nefericirii tale. Dacă dorești să afli mai multe despre aceste răni, scrie-mi în privat pentru detalii. Sunt Elena Paula Subei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.